Eveniment cultural derulat în municipiul Călăraș chiar pe 18 aprilie de Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor Arheologice. Doi artiști din Constanța s-au prezentat călărășenilor. Bogdan Boeru, care a lansat ieri în orașul nostru volumul de versuri 770, și Gabriel Lungu, autorul sculpturilor expuse în foaierul Consiliului Județean Călăraș. Proiectul nostru adus aici de Asociația Farul Ospitalier din Constanța și Asociația Smart Kids United for Perfection, care ne aduce de departe, dar de fapt de nu departe, de la Constanța, doi autori, doi artiști, un artist vizual, pe domnul Gabriel Lungu, și pe Bogdan Boeru, scriitor constanțean. Împreună vom verniza astăzi expoziția intitulată Sfârșitul Eternității. Este o expoziție de sculptură în lemn a domnului Lungu. Va fi deschisă până pe 25 aprilie aici în holul Consiliului Județean din Călăraș. Mulțumim Centrului Cultural Județean de Cultură și Creație pentru colaborare, pentru spațiile pe care ni le oferă și ne ajută să ne extindem un pic activitățile și proiectele. Împreună cu dumneavoastră vom cunoaște două artiste. De fapt, o artistă locală, pe doamna Iacob, care va prezenta cât de cât, sau cât mai mult, sau cât mai bine, sau mai frumos, această expoziție. Și pe doamna Virginia Manole, care va avea un cuvânt referitor la cartea domnului Boeru. Pentru a-l prezenta pe domnul Gabriel Lungu, voi citi un citat al profesorului Gheorghe Caruțiu de la Facultatea de Arte din Constanța. Gabriel Lungu este un artist care din pasiunea sa pentru sculptură a muncit mult, cu dăruire, a învățat și a exersat multe din tehnicile sculpturale, sprijinindu-se în arta sa pe unele tendințe ale secolului 20, fiind influențat în special de formele expresionist abstracte ale lui Matisse Tuș sau Brâncuș. El este un om, un sculptor și un artist care prin creațiile sale înnobilează ceea ce ne oferă natura și creează frumos după frumosul din natură. Sculptorul Gabriel Lungu s-a născut în Constanța, lângă Apa Cea Mare, și a copilărit lunghia de soare, de briză, de aromele aduse prin depărtări, de vase și marinari. Și a legănat visurile copilăriei și adolescenței pe nisipul fin, simțindu-se legat de aceste locuri pe care le iubește profund.